Nu-l mai ocoliți! Hreanul, alimentul ideal pentru creier, inimă și oase, iată modul în care trebuie consumat. Hreanul este o rădăcinoasă, apreciată pentru aroma sa picantă, care este folosită atât ca aliment, în stare proaspătă, cât și ca medicament, sub formă de tinctură și sirop. Normalizează tensiunea. Anumite substanțe pe care le conține hreanul au efecte benefice asupra circulației sângelui în zonele periferice. Astfel, consumul de hrean normalizează tensiunea arterială și previne riscul formării cheagurilor de sânge. Calmează tusea. Hreanul descongestionează aparatul respirator, fiind astfel recomandat în tratamentul astmului. În crizele de tuse, se înghite câte o linguriță dintr-o compoziție formată din hrean ras, amestecat cu zahăr și lăsat o jumătate de zi într-un loc călduros. Cura nu trebuie să dureze mai mult de o lună, deoarece în cantități mari, hreanul este iritant. Analgezicul natural. Hreanul este recomandat și împotriva răcelii și gripei. Încă de la primele simptome este bine să consumi hrean în salate, lângă o friptură sau chiar proaspăt, iar senzația de nas înfundat va dispărea. Hreanul este un leac foarte bun și în cazul durerilor de cap, fiind un adevărat analgezic. În acest caz îl poți folosi sub formă de comprese aplicate pe frunte. Împotriva reumatismului, ca tratament intern, hreanul este recomandat și persoanelor care suferă de reumatism sau gută. Într-o cană cu lapte cald se adaugă una sau două lingurițe de hrean ras foarte fin. Acest preparat se bea pe stomacul gol, o dată sau de două ori pe zi. Tratamentul trebuie să dureze aproximativ 3 săptămâni. Stimulează apetitul. Dacă nu ai poftă de mâncare, consumă hrean. Substanța care dă gustul picant al hreanului crește secreția de suc gastric și redă pofta de mâncare persoanelor anemice sau anorexice. Pentru un efect deosebit, trebuie consumat hrean ras amestecat cu puțină miere. Se ia câte o linguriță de 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă. Ajută memoria. Hreanul este bogat în vitamine din complexul B, necesare pentru funcționarea sistemului nervos și pentru îmbunătățirea memoriei. Are și acțiune tonifiantă și descăderea colesterolului, dar este foarte bun și pentru menținerea sănătății pielii și a părului.